studii. Legea accesului la informații de interes public pune o responsabilitate majoră pe instituția respectivă care gestionează procesul. Pleacă de la premiza că fiecare instituție publică răspunde și este responsabilă pentru ceea ce comunică în baza acestei legi. Nu am putut face o asemenea specificare de la cât în sus, dar, repet, am încurajat comunicarea proactivă și, de-alminteri, în paralel cu această propunere de amendare a HG-ului, lucrăm la un ghid practic cu sugestii concrete, care sunt sugestii, rămânând la latitudinea autorităților contractante să decidă în consecință. Noi am făcut deja o recensământ al celor mai uzuale practici în această materie și putem face câteva recomandări pentru instituțiile publice în sensul de a fi cât mai proactive. Din punctul meu de vedere și de la a doua solicitare pe respectivul subiect și de la prima și de la fără să fie cineva neapărat în situația de a-mi trimite o solicitare, dacă văd în spațiu public că există un interes pentru subiect, ar trebui ca instituție care îi pasă de cetățean să o pun din oficiu pe internet și, repet, fără ca eu să fiu în măsura să iau decizii pentru o instituție sau alta, voi face câteva recomandări și am prevăzut în aceste norme care este spiritul cu care trebuie să lucreze.